16 primari și viceprimari de la PNL, USR, PMP, Pro-România sau Partidul Republican au anunțat că la alegerile locale din 9 iunie vor candida din partea Partidului Social-Democrat. Vor candida sub sigla PSD următorii primari în funcție: Saveta Moldovan, USR, Foeni, Bogdan Săvulescu, PMP, Uivar, Bonocu Calan, PNL, Dudești Vechi, Nicolae Birău, Pro-România, Vareaș, Costel Medelian, PNL, Tomești, Ioan Gheorghe Muntean, PNL, Libling, Sârgean Tanasian, Partidul Republican Cenei și Ionică Breje, PNL, Checea. Bucuria și onoarea se am alături de mine pe acești oameni, primari și viceprimari ai localități, ai multor localități din județul Timiș, oameni care îndeplinesc acele criterii despre care vorbeam zile trecute, oameni care s-au dedicat comunităților care i-au ales și n-are sens să lungim foarte mult cu prezentările, dați-mi voie să vi spun fiecare în parte de unde vine și cum se numește. Am, așa cum vă spuneam, bucuria să-l am alături de mine pe primarul comunei Libling, membru PNL, domnul Ioan Munteanu, Imală, cum mi se spune. Imală, corect, aici, da, da. Aici, aici. Bine ai venit în rândurile noastre. Bine v-am găsit. De asemenea, l-avem pe primarul comunei Tomești, Costel Medelian, membru marcant al PNL Timiș, o voce critică la actuala conducere, la adresa actuală conducere, dar și la alte conduceri din cadrul PNL Timiș. Atunci când am avut această discuție cu el, mi-a spus să știi că eu te voi critica atunci când vei greși și eu voi spune că i-am spus că voi încerca să greșesc cât de puțin voi putea, dar atunci când am să o fac, aștept să fiu criticat. De asemenea, este primărița comunei Foeni, Saveta Moldovan, aici lângă noi. Bine ai venit, Saveta, și tu. Bine v-am găsit. Primarul comunei Uivar, Bogdan Săvulescu. Bine ai venit și tu, Bogdane. Pentru primăria Remetea Mare, candidat din partea PSD va fi viceprimarul Cosmin Chira. Actualul primar Ilie Golubov va fi alături de el în această campanie. Am luat această decizie în urma unor mai multor analize și consider că este o decizie corectă, înțeleaptă și benefică pentru comunitatea din care fac parte. Spun benefică pentru comunitate pentru că nu este de ajuns să fii primar. În momentul când îți dorești să te dezvolți, să faci lucruri bune în comunitatea respectivă, ai nevoie de sprijin. Ai nevoie de sprijin politic, de sprijin financiar, de la toate nivelurile. Mă bucur că sunt aici alături de domnul președinte, de colegi, de vicele meu care va fi primar, cu siguranță. Eu voi fi alături de el, probabil și în viitor. Vom face o echipă care va merita să fie sprijinită și să aibă un sprijin față de comună. Unul dintre cele mai importante transferuri către PSD este primarul comunei Libling, Ioan Gheorghe Munteanu. Ușa m-a fost deschisă la PSD. De exemplu, la domnul Freddy Simunis. De câte ori am fost la București, chemat, din întâmplare ne-am întâlnit pe coridor și a zis: băi, Imală, ce, așa e porecla mea, ce ai nevoie? Și am spus: uite, am proiectele Panghel Salini, hai să vedem imediat. Deci, un om de bună credință, acum un tânăr care vrea să facă ceva pentru țara asta, pentru Timișul nostru. Bonocu Calan, primarul comunei Dudești Vechi, împreună cu mai mulți consilieri PNL, se alătură echipei PSD. Vom trece cu toată echipa noastră la Partidul Social Democrat. Sunt aici o parte din colegii mei. Ce pot să vă spun, sunt foarte bucuros că mă voi alătura unei echipe dinamice. Noi suntem obișnuiți și lucrăm doar în echipă. Aici am găsit o echipă care are soluții la probleme, le rezolvă, atât aici la Timișoara sau în județ, cât și la București. Și primarul comunei Tomeș, Costel Medelian, a schimbat partidul din cauza nemulțumirilor din PNL Timiș. Știți foarte bine, conducerea PNL Timiș în mandatul acesta nu a avut deschidere la București. Nu se prevede o schimbare în bine. Noi, primarii cu experiență, cu mandate în spate, am observat că ora exactă se dă la București și atunci cred că ăsta a fost unul dintre motivele care am făcut pasul. Deși nu putem vorbi de doctrine asemănătoare, primarul comunei Foeni, Saveta Moldovan, a trecut la PSD. Singura mea familie a fost doar PSD-ul. Cum, ce, unde,
Poate mulți dintre dumneavoastră știți, poate mulți dintre dumneavoastră nu știți. Foieniu nu este o comună mare, într-adevăr, dar a fost uitată de lume. Datorită domnului președinte, am reușit să obțin multe fonduri, am reușit să fac cât mai multe proiecte și pentru asta sunt aici astăzi să zic da. Viceprimarii în funcție care vor candida sub sigla PSD sunt Petru Manuel Catlan, PMP, Uivar, Iosif Minici, PNL, Sân Andrei, Ababei Lucian, USR, Jamu Mare, Cristian Cerba, PNL, Gotlob, Adrian Boboi, PMP, Săcălaz, Iulian Olaru, PNL, Voiteg și Eugen Iercu, PNL, Mașloc.